Continuăm, doamnelor și domnilor, cu imagini în direct în momentul acesta, la 35 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, Fortul 13 Jilava. Un monument istoric important va fi consolidat, conservat, restaurat și valorificat din punct de vedere turistic și cultural. Miniștri, experți, arhitecți, istorici și personalități din domeniul cultural vor stabili etapele, sursele de finanțare și planurile de conservare pentru includerea acestui obiectiv în circuitul turistic. Și despre toate aceste lucruri se discută chiar acum în cadrul conferinței organizate de Antena 3 CNN. Urmărim dezbaterile de acolo. Asemănătoare au fost zeci, sute de oameni care au murit, puși să sape acel canal cu lopata și cu târnăcopul până să apară utilajele, până să vină mai târziu tehnologia și cumva... E suferința lor acolo, în locurile peste care poate trecem de multe ori nepăsători. Vin către noastră, doamna Olivia Ciobanu, pentru că sunteți county manager al județului Ilfov și acest obiectiv despre care vorbeam și cu domnul președinte Hubertuma are nevoie de finanțare, de administrare și de punerea lui în valoare ulterior, cu toate complicațiile necesare, pentru că acum... Dacă nu greșesc, accesul se face în continuare prin poarta penitenciarului actual. E nevoie să parcurgi toate etapele pe care ar trebui să le treci dacă vrei să mergi într-o vizită la cineva închis astăzi la penitenciarul Jilava. Ori asta îngrădește foarte mult, evident, posibilitatea de a avea grupuri de vizitatori, de a le permite tinerilor să facă tipul ăsta de excursie educativă. Da, așa este. Pentru noi este o provocare, pe de-o parte, pentru a menține energia locului și a transmite exact momentele acelea în cadrul muzeului, dar totodată și pentru restaurarea acestei monument. Fiind o clădire subterană și, într-adevăr, pânza freatică este foarte sus în zona aceea, au fost întotdeauna probleme cu apele pluviale și atunci, cu siguranță, una din provocările noastre este pentru găsirea unei soluții, care evident că este una costisitoare și este din aceeași sursă de finanțare, și totodată realizarea unui acces care să permită și care trebuie să fie realizat pe latura cealaltă, care să permită vizitarea acestui punct turistic, viitor punct turistic, și care va impune și va presupune și exproprieri, pentru că realizarea unui drum și a unei parcări se va face pe latura cealaltă. Totodată... Dar veți păstra, cum spuneați, tot ce este specific acestui loc, sigur înspăimântător acum, pentru că sunt acele puncte tragice. E livada cu Piersici, unde era de fiecare dată adunat plutonul de execuție și unde erau împușcați cei care erau condamnați la moarte. Este... Neagra, despre care spunea și doamna ministru, acea celulă în care erau cazați uneori și peste 100-150 de deținuți. Sunt izolatoarele, sunt toate acele spații absolut înspăimântătoare, care bănuiesc că veți încerca să le conservați. Curțile de plimbare. Curțile de plimbare, spune doamna.